Pentru cei care vezi Sfânta Scriptură, ar vrea să o deschidem cu toții și în această seară, la pagina 4 în traducerea Cornilescu, Genesa capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 16. Genesa capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 16, ascultăm cuvântul Domnului. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva și ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haideți să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului și eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum. Și dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Amin. În seara asta, frați și surori, dragi telespectatori de la televiziunea Credo, care ne urmăriți, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre păcatul lui Cain. Păcatul lui Cain, care este invidia. Păcatul acesta, invidia, am văzut din Sfânta Scriptură și am văzut din experiența multora, a avut puterea să transforme cei mai mieroși sfinți în cei mai fieroși oameni. Oameni care au fost dulci, oameni care aveau vlagă, oameni care aveau dulceață din ei. Odată ce diavolul a semănat acest păcat al lui Cain, invidia, gelozia, amărăciunea, dintr-o dată acești oameni sfinți, oameni al lui Dumnezeu, au devenit oameni pe care nu i-ai mai putut recunoaște și au devenit oameni amari, oameni fieroși. Noi obișnuim, frați și surori, să spunem că Lucifer, îngerul acela sublim, a devenit diavol pentru că a suferit de păcatul mândriei și mândria l-a transformat pe Lucifer într-un demon. Însă dacă te uiți mai atent în Sfânta Scriptură, vei observa că păcatul care l-a transformat pe Lucifer în drac, în satana, n-a fost altceva decât păcatul invidiei. N-a fost mulțumit de poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o. N-a fost mulțumit de frumusețea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și nemulțumirea aceea din inima lui l-a împins la inimaginabilul, și anume să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și păcatul acesta al invidiei și al nemulțumirii și al geloziei, al amărăciunii, diavolul încearcă să semene în viața fiecărui om al lui Dumnezeu și nu numai. Și datorită acestui păcat, lumea este așa cum este. Trebuie să recunoaștem că starea bisericii Domnului de astăzi de pe pământ este în mare parte așa cum este din punct de vedere spiritual, pentru că foarte mulți oameni nu și-au răstignit acest păcat și anume invidia. Gândiți-vă de exemplu că Biblia spune în Efeseni capitolul 4 cu versetul 30, spune Biblia, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Versetul următor spune așa, orice amărăciune. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu vine și spune, primul păcat care întristează pe Duhul Sfânt, cap de listă, care întristează pe Duhul Sfânt și este lipsă de har în bisericile noastre. Știți de ce?
Pentru că amărăciunea îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este simbolizat în Sfânta Scriptură prin porumbel. Și știți că porumbelul este singura pasăre din lume care n-are fiere. Și fierea este amară. Și atâta timp cât un om nu ține amărăciune, omul acela are bucurie în inima lui. Dar când un om are fața posomorâtă ca și Cain, este invidios pe succesul spiritual al altuia. De ce el are bucurie? De ce el are casă? De ce el are mașină? De ce el e binecuvântat? De ce el e bine cu Dumnezeu? Și eu parcă tot plouă și ninge. Odată ce diavolul seamănă lucrul ăsta în inima noastră, lucrul ăsta se vede imediat și pe fețele noastre. Și Dumnezeu zice Biblia că l-a văzut pe Cain că i s-a posomorât fața și s-a mâniat foarte tare, spune Biblia. Cain sunt oamenii care mârie tot timpul. Oamenii a căror inimă este totdeauna nemulțumită. Oameni care parcă nu sunt mânioși pe ei, ei sunt mânioși pe Dumnezeu și sunt mânioși pe Abelii lui Dumnezeu. Sunt mânioși pe sfinții, pe aleșii lui Dumnezeu. Oameni ca și Cain sunt ca și câinele ăla care parcă stă în iesle. Nu mănâncă nici el paie, dar nu lasă nici caii să mănânce paie. Oameni care parcă nimic nu-i bine. Oameni care totdeauna parcă sunt botezați în lămâie parcă. Parcă nu mai au bucuria, nu mai au seva prezenței lui Dumnezeu. Și cu acești oameni Dumnezeu vrea să intre în seara aceasta la sfat și să-ți dea niște sfaturi. Ce să faci în așa fel încât să vină înapoi bucuria mântuirii peste viața ta, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, cartea Geneza, frați și surori, este o carte în care Dumnezeu prezintă familiile. Și în această carte Geneza vei vedea că există multă rivalitate între frați și multă invidie între frați. Îl ai pe Cain și Abel. Cain îl invidiază pe Abel. Îl ai pe Ismael care îl invidiază și îl prigonește pe Isaac. Îl ai, de exemplu, pe frații lui Iosif care îl invidiază grozav pe Iosif. Îl ai pe Esau și pe Iacov, cum îl invidiază Esau pe Iacov. Cartea Geneza este o carte în care, în mod special, Dumnezeu parcă are de-a face cu acest păcat al invidiei. Păcatul acesta care a transformat pe cei întâi născuți. I-a transformat în oameni care nu s-au mai calificat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că acest păcat al invidiei este tratat foarte pe larg. De exemplu, l-ai pe Haman care îl invidiază pe Mardoheu. Îl ai pe Saul care îl invidiază pe David și aruncă cusulițe în el. Îl ai pe Irod care invidiază pe pruncul născut în Betleem și începe să intre într-o criză de invidie și de gelozie și omoară toți copiii de la 2 ani în jos. Îl ai pe Core, Datan și Abiram care îl invidiază pe Moise și spune: dar ce, Domne? Numai Moise aici a Sfântul lui Dumnezeu. Toți suntem Sfinții lui Dumnezeu. Și zice Biblia că Dumnezeu i-a judecat și i-a înghițit pământul. Ai pe sora lui Moise, pe Maria, care a venit și a spus lui Moise: dar ce? Dar numai prin tine vorbește Dumnezeu. Dar ce prin mine? Nu poate să vorbească. Și Dumnezeu a lovit-o cu lepră. Și ai atâtea cazuri. Și nu în ultimul rând, ai de exemplu moartea lui Iisus Hristos, în care Biblia spune că Pilat a priceput că din pismă, din invidie, farisei și cărturarii l-au pus pe cruce pe Iisus Hristos. În seara aceasta aș vrea să ne uităm și să ne întrebăm fiecare dintre noi: am eu această sămânță luciferică în inima mea? Am eu Duhul lui Cain peste viața mea? Există invidie în viața mea? Există amărăciune? Există lucruri care să-mi fure bucuria mântuirii lui Dumnezeu? Există lucruri care face ca fața să-mi fie totdeauna posomorâtă și să fiu mânios și foarte mânios? Dacă ești într-o astfel de stare, în această seară mă rog ca Dumnezeu să te vindece. Dacă în această seară ești poate ca și Cain și ești poate bântuit de tot felul de gânduri negre, poate urăști pe fratele tău și l-ai ucis în inima ta, poate de multe ori. În această seară, mă rog ca Dumnezeu să aplice sângele Său cel Sfânt peste viețile noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Shakespeare spunea că invidia este o boală și i-a dat și culoare. E verde, a spus el. Ca și gangrena. Te roade. Cineva spunea că invidia este păcatul care nu se duce niciodată în vacanță. Este rugina aceea care erodează și scorodează sufletul tău. Și te mănâncă pe din interior. Invidia este singurul păcat, frați și surori, pe care odată ce l-ai, nu ți-aduce satisfacție. Și de exemplu, dacă ai pofte sexuale, păcatul sexualității îți aduce, într-o anumită măsură, plăcere. Dacă suferi de păcatul îmbuibării, și îmbuibarea îți aduce plăcere. Dacă ești mândru, și mândria îți aduce plăcere. Dar păcatul invidiei îți aduce întotdeauna stres și tulburare. Este un păcat care te neliniștește continuu. Este un păcat care parcă te bagă totdeauna în depresie. Parcă te rode pe interior și dai în ulcer și în bol de inimă și în bol psihice. Și Cain este un astfel de om. Este un om care a fost amăgit de ce rău să se uite la fratele său și să înceapă
să-l invidieze. Te întreb în această seară, încă o dată, ești tulburat în inima ta? Există acest păcat al lui Cain în viața ta? Oare câți dintre noi știm, frați și surori, că Holocaustul este opera unui popor civilizat, austriecii? În 1936 se spunea, spun cărțile, în Austria erau 90% din populație erau catolici, 9% erau evrei. Dar din ăștia 9%, 50% dintre evrei, 50% dintre avocații Austriei erau avocați. 60% dintre doctorii Vienei erau doctori. 90% dintre patronii de firme erau evrei. 123 de ziariști din 174 erau evrei. Măcar că erau numai 9%, erau totdeauna în top. Dar acest centru cultural, când a văzut că evreii ăștia sunt peste tot și că sunt mari, știți că invidia nu cunoaște civilizație și nu cunoaște oameni și ranguri? Și s-a declanșat Holocaustul, care a spus, îi urâm pe evrei. Și acest sentiment al antisemitismului a început să îi macine pe austrieci. Și a făcut ce a făcut, 6 milioane de evrei au fost măcelăriți. Știați că protectorul lui Mozart, pe nume Antonio Salieri, un om care s-a uitat la Mozart când a început și l-a văzut cum cântă, l-a luat și l-a protejat. Dar când acest tânăr, geniu, a început să cânte și a început să se ridice pe scena lumii, prin talentul lui a spulberat toată reputația lui Antonio Salieri. Și omul acesta, Antonio Salieri, a încercat pe toate căile să-l obstrucționeze, să-i facă cariera praf, să-l dea la o parte și n-a reușit. Până astăzi se crede că Antonio Salieri l-ar fi otrăvit pe Mozart din invidie. Și a mai avut și tupeu la sfârșit să-i organizeze și funerariile. Ăsta e tupeu. Știți că acest păcat, invidia, nu cunoaște că ești penticostal, că ești baptist, că ești ortodox, că ești român, că ești austriac. Păcatul acesta ne pândește pe fiecare dintre noi. Spune Biblia că Adam și Eva s-au împreunat și a rămas însărcinată și a născut un copil pe nume Cain. După care, spune Biblia, a mai născut pe fratele său, pe Abel. Dumnezeu s-a uitat la acest cuplu, la Adam și Eva, și i-a văzut că sunt o familie disfuncțională, tocmai păcătuiseră înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vrut să îndulcească viața acestor oameni și le-a dat niște copilași. Și zice Biblia că Eva a început să strige, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Ea a crezut că acesta este sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. A crezut că acesta este Mesia, în sfârșit primul bărbat care vine în lume, sămânța femeii. Și a zis, în sfârșit s-a împlinit promisiunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu ceva vreme în urmă. Și anume, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dar zice Biblia că acești oameni, acești copii, au fost învățați de părinții lor să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu. Pe unul l-a făcut, spune Biblia, l-a făcut agricultor pe Cain, iar pe Abel, spune Biblia, că l-a făcut cioban. Și parcă văd pe Adam și Eva cum i-a învățat pe copiii lor și a spus, dragi tati, trebuie să aduceți jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru e sfânt, trebuie să aduceți o jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu ești cioban, adu tu din turma ta. Dacă tu ești agricultor, adu din roadele câmpului. Dar mulțumiți-i lui Dumnezeu, aduce jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia că a venit Cain primul și zice Biblia, a adus o jertfă de mâncare din roadele pământului. După care Biblia spune că Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Se pare că Dumnezeu a autentificat cumva jertfa lui Abel. Probabil a trimis foc din cer. Cu alte cuvinte, îmi place jertfa ta. Și când s-a uitat Abel și a văzut că pe altarul lui nu vine foc din cer, s-a uitat și a zis, jertfa mea nu-i primită. Spune Biblia că în momentul acela, Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Sunt unii oameni și comentatori ai Bibliei care spun că Dumnezeu n-a primit jertfa lui Cain pentru că nu conținea sânge. Și pentru că n-avea sânge în jertfa aceea ce avea din roadele pământului, Dumnezeu n-a putut să primească jertfa lui. Nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Nu pot să fiu de acord, pentru că în toată Sfânta Scriptură, în Cartea Levitic, Dumnezeu primește jertfă din roadele câmpului și le binecuvântează. Problema n-a fost asta, problema a fost că inima lui n-a fost corectă înaintea lui Dumnezeu. Spune Biblia în Evrei, capitolul 11, cu versetul 4, spune Biblia, prin credință a adus Abel o jertfă mai bună ca și Cain. Când a adus Abel jertfă înaintea lui Dumnezeu, inima lui a fost plină de credință, dar a fratelui său n-a fost plină de credință.
Ba mai mult, Biblia vine și spune că Abel a adus din oile întâi născute, a adus ce a avut mai bun, din întâiul născut și din grăsimea, din grăsimea berbecilor. Doamne, cu alte cuvinte, tot ce mai bun din turma mea, să aduc pe altarul tău cu mulțumire și cu credință, inimă curată, mă închin înaintea ta. Și Dumnezeu a primit jertfa lui. Însă spre Cain, spune Biblia, n-a privit cu plăcere, pentru că el a adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dar spune Biblia în Ioan 1, Ioan 3 cu 12, spune așa: nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. De ce n-a primit Dumnezeu jertfa lui Cain? Pentru că faptele lui și comportamentul lui era un comportament rău. Asta înseamnă, frați și surori, că chiar dacă Cain aducea o jertfă cu miei, Dumnezeu tot nu privea cu plăcere spre acei miei. Știți de ce? Pentru că faptele lui erau rele înaintea lui Dumnezeu. În această seară, frați și surori, fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă vezi, de exemplu, că un om, un frate, un prieten de-al tău, poate Dumnezeu se uită mai cu plăcere la el. Și poate vezi că Dumnezeu îi dă un succes spiritual și Dumnezeu îl binecuvântă și îi dă bucurie și pace și har. Și dacă cumva ai această rugine a sufletului care îți mănâncă sufletul: Doamne, de ce e așa și eu nu-s așa? Doamne, dar de ce el e binecuvântat și eu nu-s binecuvântat? De ce omul ăsta e bine? De ce omul ăsta are har și eu nu am? Știi ce trebuie să faci? Să schimbi faptele tale rele. Și atunci, indiferent ce aduci pe altarul lui Dumnezeu, că aduci cântare, că aduci bani, că aduci predică, că aduci orice, dacă aduci cu credință și dacă aduci din tot ce ai tu mai bun, dă-i întâiul rod al turmei tale, Dumnezeu va primi cu plăcere, binecuvântat să fie Dumnezeu. Spune Biblia că acest Cain, când a văzut că fratele său are zâmbetul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i zâmbește lui, s-a posomorât, s-a mâniat foarte tare. Zice Biblia, l-a invitat undeva într-un loc singuratic, ca un laș, să nu vadă nimeni, să n-audă nimeni, a luat un pumnal cu el în mâna stângă și a zis: hai să mergem la câmp. Și pe când mergeau la câmp, spun unii oameni, Cain spunea lui Abel: auzi, Abele, nu este viață de dincolo, nu există răsplată, nu mai există judecată. Și Abel a spus: cum ai putut să spui, cum poți să vorbești așa? Există viață, există răsplată, există Dumnezeu. Și în momentul acela, unii oameni spun, Cain a luat cuțitul și l-a înjunghiat pe fratele său și l-a lăsat acolo într-o baltă de sânge. Cain este de la cel rău. Asta a putut să scrie Dumnezeu pe epitaful mormântului lui. După 6.000 de ani, Cain era de la cel rău. Și de ce l-a ucis? Ce cauză justă a avut? N-a avut niciuna măcar. Dar dacă ești de la cel rău, ucizi pe fratele tău. Poate în această seară, frați și surori, nu sunt aici oameni care au ucis pe cineva. Dar zice Biblia că oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Să știți că ucigaș și distrugător este și acela care creează disensiuni în biserică doar pentru că este invidios pe succesul spiritual al fratelui său. Știți că zice Biblia că unii predică pe Hristos din pismă, din invidie, alții din bunăvoință. Atunci când ai invidie, de ce, domne, la ăla merge mai bine? De ce, domne, ăla e bine? De ce, domne, are casa? De ce, domne? Și totdeauna. Și creezi disensiuni în biserică sau în familia ta. Să știi că ai Duhul lui Cain, ești un distrugător. Distrugător este și acea femeie care își folosește sexualitatea ei pentru a demeni bărbații să se-i ducă în pat și apoi să-i demaște ca noi trofee ale îndemânării ei sexuale. Distrugător este și aceea care ademenește oamenii lui Dumnezeu și duce în rătăcire. Distrugătoare, Duhul lui Cain. Are acel cuțit în mână, pe buze are smântână, dar în inimă poartă războiul. Este foarte surprinzător, frați și surori, că Duhul lui Cain este foarte ciudat. El poate să fie foarte simpatic, poate să aibă o prezență foarte plăcută. O să spună: hai să mergem la câmp, hai să facem lucrarea Domnului, o, ești un potențial, hai să facem ceva pentru Dumnezeu. Poate să fie un ipocrit, poate să vorbească dublu. Dar în inima lui, cum simte că imaginea lui este atacată, cum simte că ceva, că cineva îi atacă într-un fel personalitatea, distruge tot ce este înainte. Gândiți-vă, de exemplu, la Abner. Spune Biblia că s-a dus Abner la Amasa și a spus: frate, hai să te iau un pic la o parte, să spun ceva în taină. Și spune Biblia că Abner l-a luat pe Amasa, l-a dus deoparte. Și cu mâna stângă, ce a făcut? I-a înfipt sulița, i-a înfipt sabia, i-a înfipt un pântece și a murit acolo.
Oameni care vin și spun, oh, hai să mergem la câmp, oh, ești un frate așa de extraordinar, oh, dar cum vede că te iubește biserica sau te iubește cu tare mai mult decât pe el sau într-un fel sau altul? Dintr-o dată dă în el sindromul lui Saul și începe să ia sulițe și să dea în el. Gândiți-vă, de exemplu, la Absalom. Spune Biblia despre Absalom că a vrut să-l omoare pe Amnon, fratele său. Dar cum să facă lucrul ăsta, că n-avea cum? Dar ce a zis? Oh, hai să dau un banchet și invit pe toți fiii împăratului să vină la masă, să vină la banchet. Dar zice Biblia că în timp ce Amnon se bucura pentru că fratele său l-a invitat la masă, în timp ce inima îi se veselea, spune Biblia că Absalom a luat cuțitul și l-a înjunghiat pe fratele său, duhul lui Cain. Să știți că și astăzi, frați și surori, există oameni ca aceștia. Și poate sunt chiar în bisericile noastre. Oameni care te iau cu șugul, hi-hi-hi, hu-hu-hu, ha-ha-ha, oh frate, oh ce bine, oh nu știu ce. Dar după care înscenează tot felul de scenarii, te ucit cu vorba, îți aruncă tot felul de cuvinte grele și pur și simplu unii ies din slujire pentru că au avut încredere într-un om care a zis, hai să facem lucrarea lui Dumnezeu. Cu mâna dreaptă l-a luat și a zis, hai să facem lucrarea, ești un potențial, îmi place de tine. Dar cu mâna stângă, ca la italieni, mâna stângă se traduce sinistra stânga, cu o mână sinistră pe la spate l-a înjunghiat și sunt unii care nu se mai întorc niciodată în biserică pentru că au dat de oameni și chiar lideri care au duhul lui Cain, care în față zâmbesc, dar pe la spate te rupe și te omoară cu cuvinte, cu priviri tăioase, cu ochi rău, cu ochi blestemați. În această seară, dacă ești aici și poate suferi de duhul lui Cain, ești așa de dulce, ai activitate și ești așa de simpatic, dar în inima ta porți războiul. În seara asta mă rog ca Dumnezeu să-ți dea un duh de pocăință. Mă gândesc, de exemplu, la câți copii, frați și surori, nu mai vin la biserică pentru că tata este admirabil în casa lui Dumnezeu, dar este detestabil acasă cu mama. Și când vede ipocrizia, că aici, oh, hai la câmp, oh, laudă Domnului, oh, ce bine e cu Dumnezeu, dar acasă aruncă cuvinte grele la soția lui, o face în toate felurile și nu cere iertare, nu are acest sentiment de milă. Și-a îngropat mila față de fratele lui, și-a îngropat mila față de oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă el. Zice, ce, sunt eu păzitorul fratului meu? Mulți copii nu mai vin la biserică și poate unii trimiteți degeaba bilete în față. Pentru că acasă n-ați fost Abel, ați fost Abel în biserică, dar acasă ați fost Cain. Dacă în această seară ești aici și ai acest duh al lui Cain peste viața ta, știi să zâmbești, știi să stai, dar în inima ta ești viperă, în inima ta muști, în inima ta lovești. Și pui scenarii și lovești cu cuvântul, ca și pe Ieremia, să-l ucidem cu vorba. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. Amin? Ce ziceți, frați și surori? Vor da oamenii ăștia socoteală înaintea lui Dumnezeu? Da sau nu? Da sau nu? De multe ori vorbesc cu soția acasă, fie ea binecuvântată. Și spun de multe ori, Ana, n-aș vrea să fiu în pielea unor oameni în ziua judecății. N-aș vrea să fiu în pielea lor. Mi-ar fi frică să fiu în pielea unor lideri, chiar lideri, în ziua judecății. Dumnezeu le va cere socoteală de sângele care l-au vărsat, sângele în ghilimele, nu neapărat fizic. Pentru că s-au uitat la oameni care Dumnezeu voia să-i ridice și au omorât un potențial pe care Dumnezeu l-a ridicat. Datorită fricii, s-o obsedați de frică, obsedați de cultul personalității, obsedați că cineva are ceva cu ei. Paranoia, ne-au ajuns să fie chiar paranoia. Se protejează, întorc adevărurile, mint, fac tot ce pot, numai să rămân în picioare, măcar că nimeni n-are nimic cu ei. N-aș vrea să fiu în pielea unor astfel de oameni. De ce? Ascultați ce spune Biblia. Matei capitolul 23 spune așa. Versetul 34. De aceea, iată, vă trimit proroci înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Va cere Dumnezeu socoteală? Va cere, frați și surori? Va cere. Doamne Dumnezeule, păzește-ne de păcatul lui Cain, Doamne. Cercetează-ne, Doamne, și de suntem pe o cale rea, Doamne. Te rog, Doamne, du-ne pe calea veșniciei, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei observa că Dumnezeu are un cuvânt foarte greu pentru oamenii aceștia. Spune Biblia, în Iuda, versetul 11, spune așa, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Vai de oamenii ăștia care au un limbaj dublu. Vai de oamenii ăștia care au smântână pe buze, dar inimă poartă războiul. Vai de oamenii ăștia care cu mâna dreaptă zice, hai la câmp, oh, ce om deosebit, oh, ce pote, oh, extraordinar.
Dar în inima lor au ură și au mânie și au invidie și au gelozie și nu s-au pocăit de ea. Spune Biblia, vai de ei, căci au urmat calea lui Cain și calea lui Cain nu este îngustă. Calea lui Cain nu duce la viață. Calea lui Cain este largă și duce la moarte. Doamne, păzește biserica de lucrul acesta. Uite-te în viața ta, frate și soră. Sunt oameni pe care i-ai invidiat și poate i-ai măzgălit într-un fel sau altul și îi suferă. Te-ai dus să le ceri iertare. Ai bârfit oamenii datorită invidiei pe care ai avut-o și diavolul a pus-o în inima ta. Te-ai pocăit de lucrul acesta. În seara asta, indiferent cine ești și câți ani ai, în seara asta Dumnezeu spune să te pocăiești, dacă nu spune Biblia, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. O cale care duce la pierzare, o cale care duce la moarte, spune Biblia. Doamne, binecuvântă-ți biserica ta în seara asta, Doamne, cu duh de pocăință, slăvit să fie Dumnezeu. De ce să nu invidiez, frate și soră? Invidia, să știți că distruge bucuria. Dintr-o dată te acrești. Muștele moartea cresc unde lemnul negustorului. Invidia distruge sănătatea. În mod special, îți dă un cadou, ulcer. Și anumite tipuri de cancer. De ce să nu invidiez? Pentru că invidia împiedică creșterea noastră spirituală. Ascultați ce spune Biblia. Deci Biblia în 1 Petru capitolul 2. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă sau de invidie, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Când crești spre mântuire, dacă lepezi invidia, dacă lepezi pisma, răutatea, vicleșugul, prefăcătoria, atunci spre Biblia o să primești laptele duhovnicesc și o să crești înspre mântuire. De ce unii oameni nu mai cresc spiritual și au rămas tot baby în Hristos? Deci Biblia, voi de mult trebuia să fiți învățători, trebuia să fiți gladiatori pentru Dumnezeu, să luptați pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu poate să încredințeze unele lucrări la oameni care au mulți ani de zile în pocăință. Știți de ce? Pentru că încă Duhul lui Cain, invidia, eroade pe unii și de 10-20 de ani de zile. Nu iartă, Domne! Și ori de câte ori se întâlnește cu cineva, îi spune povestea de acum 5 ani, de 10 ani de zile, ce i-au făcut cu tare? Și pentru că n-ai scăpat de acel virus la care Dumnezeu ți-a vorbit de multe ori, iartă! Nu mai crești spiritual. Uite-te în viața ta, ai lepădat? Ai lepădat răutatea? Te lupți pentru așa ceva? Ai lepădat vicleșugul, precăfăcătoria, invidia, clevetirea? Îți dorești cuvântul lui Dumnezeu? Vii la biserică cu așteptări să-ți vorbească Dumnezeu, să crești spiritual? Sau numai vii să vezi ce mai predică Gabi Floruț? Ce mai predică cu tare? Ce mai predică cu tare? Și ai rămas tot la nivelul ăla spiritual, pentru că nu te-ai pocăit de anumite uri în inima ta pe care le poate le ai de ani și ani de zile. Nu mai creștem, frați și soră, spiritual. Și de ce să nu recunoaștem că starea bisericii este așa cum este? Pentru că amărăciunea l-a întristat pe Duhul Sfânt. Ne place să vorbim de trecut, cum se ajutau frații mai de mult. Ce bun erau, așa-i? Trăim cu trecutul. Dar s-a schimbat Dumnezeu, frați și surori? Vrea Dumnezeu să creștem spiritual? Și ce zice Dumnezeu? Întoarce-te, casa lui Israel. Pentru ce vrei să mori? Doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc eu mai repede ca el să se întoarcă și să trăiască, zice Dumnezeu? Întoarce-te, leapă-te! Tu spui că e greu, vină înaintea Domnului și spune, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, ajută-mă să scap, Doamne, de așa ceva. Poate treci cu obsesie în mintea ta de ani de zile, îl cari în spate și nu-l ierți. Și ai invidie în inima ta. De ce, Doamne, unul predică din sat în sat și altul predică din stat în stat? Nu-i corect, Doamne. Știi că atunci când invidiezi, de exemplu, pe un om, tu, de fapt, nu, păcatul tău nu lovește omul, păcatul tău lovește pe Dumnezeu care a dat darul. Cu ce el devine că Dumnezeu i-a dat har mai mult decât ție? Cu ce el devine? Nu-i devine cu nimic, dar invidia te orbește, te împietrește. Invidia schimbă inima, invidia te face din miere, te face fiere. De aceea Biblia vine și spune, leapădă, leapădă, luptă-te, leapădă păcatul acesta. Pentru că dacă nu lepezi, păcatul ăsta pândește la ușă. Și poți să dai prilej diavolului și să te transforme dintr-un om al lui Dumnezeu, să te transforme într-o fiară. În urmă cu mai multă vreme, s-a întâmplat undeva într-un stat în America, a vrut să se desemneze care este cel mai bun fotbalist al orașului. Și au căzut de acord că unul este cel mai bun fotbalist al orașului. Pe locul 2 a căzut altul. Dar asta de pe locul 2 a fost atât de ciudă, era atât de invidios. De ce n-am fost eu, domne, pe locul 1?
Erau câteva sutimi diferențe. De ce n-am fost eu? Și oamenii orașului s-au hotărât să-i facă o statuie din bronz, acolo în mijlocul orașului, la cel cu locul 1. Și cel care era locul 2 s-a dus noaptea, a luat un ciocan și o daltă. Și a început să lovească la bază, la picioarele colegului său. Statuia de bronz a început să lovească o dată, de două, cinci, să cadă o dată. Și toată lumea să-l aplaude. Și a început să lovească mai tare și mai tare și mai tare. Și la un moment dat statuia aia chiar a căzut, dar a căzut pe el și l-a omorât. Invidia te omoară. Invidia te face să te izgonească din fața lui Dumnezeu ca și Cain. Invidia distruge relațiile, îți distruge familia și poate ești aici soră căsătorită cu un Cain în viața ta. Sau invers. Poate ești nemulțumit de granițele financiare pe care Dumnezeu ți le-a dat și întotdeauna invidiezi de ce el are succes mai mult financiar decât mine. Și stai și invidiezi. Crezi că Dumnezeu, cel care a făcut ochiul, crezi că nu vede și nu știe cât poți tu să duci? Invidiezi că cineva are mai mult? Îl toci în inima ta? Cain, înainte ca să-l omoare pe fratele său Abel, Cain l-a omorât de multe ori în inima lui. Și dacă în această seară ești aici și porți poate ură, porți invidia, amărăciune, du de tulburare și poți omorâre în inima ta, în seara asta să știi că Dumnezeu vrea să intre la sfat cu tine. Înainte să facă ce a făcut Cain, înainte să-l omoare pe fratele său, Dumnezeu vine și îl sfătuiește. Zice Biblia că Dumnezeu i-a văzut fața posomorâtă și l-a văzut că e foarte mânios. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Acum ascultați, cel mai mare consilier și cel mai mare învățător și cel mai bun sfătuitor este Dumnezeu, așa-i? Amin? Amin, frați și surori? Și Dumnezeu se autoinvită la situația lui. Dumnezeu îl vede că e vulnerabil în fața păcatului. Și fără ca acest om, Cain, să-l invite pe Dumnezeu în viața lui, Dumnezeu se autoinvită și spune, Caine, dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu vine și spune, Caine, dacă faci bine, bine vei fi primit. Uite, nu ți-am primit jertfa pentru că faptele tale, atitudinea ta n-a fost corectă. Dar hai să facem ceva. Adu a doua oară jertfa. Și dacă faci acum bine, bine vei fi primit. Ștergem totul. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, supărarea duce numai la rău. Taci înaintea Domnului, nădăjduiește în El. Fă bine și vei fi bine primit. Și Dumnezeu vine și îl sfătuiește și spune, dar dacă faci rău și n-asculți, ascultă-mă, Caine. Păcatul acela pândește la ușă și unele versiuni spune, demonul pândește la ușă și caută acel moment în viața ta în care să vină peste tine și să te devasteze. De aceea controlează-ți emoția aceea negativă. Omoară păcatul, că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Caine, ascultă-mă, omoară păcatul ăsta. Veghează, că dacă nu, demonul ăsta, păcate scandaloase, îți dau la ușă. Știți că noi suntem capabili, frați și surori, de orice păcat imaginabil? Spunea un profesor la Universitatea Emanuel, dacă Dumnezeu și-a luat mâna de peste mine, mă simt în stare să fac orice păcat, oricât de grosolan ar fi. Și am zis, Doamne, câtă dreptate are omul ăsta. Dacă Dumnezeu și-a mâna puțin de peste noi, poți să fii homosexual peste noapte. Dacă Dumnezeu și-a mâna de peste tine, poți să fii un criminal. Dacă Dumnezeu și-a mâna, dacă Dumnezeu nu intervine, ești capabil să ai Duhul lui Cain și să faci ce a făcut Cain. De aceea nu te crede tare cine zice că stă în picioare să ia seama, spune Biblia, să nu cadă. Dar Dumnezeu când a văzut pe buza iadului, pe buza prăpastiei, în dragostea lui, l-a iubit pe Cain. Și a spus, Caine, ascultă-mă, ia sfatul de la mine. Omoară păcatul ăsta, veghează. Dar profilul lui Cain este un om care nu ia seama la sfatul lui Dumnezeu. Și dacă joci după regulile tale proprii, să știi că îți semnezi propria dramă, propria ruină. Dar dacă vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne Dumnezeule, vreau să ascult de Tine, Doamne. Doamne, Tu ai spus că cine crede în Tine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, Doamne. Doamne Dumnezeule, vreau să fac bine, să fiu primit bine înaintea Ta. Doamne, mă pocăiesc, Doamne, mă pocăiesc de invidia mea, de gelozia mea, de amărăciunea mea, Doamne. Mă pocăiesc de fața mea acră, Doamne, care o am de atâția ani, Doamne. Mă pocăiesc, Doamne, Te rog, umple-mă cu Duhul Sfânt. Vei vedea că Dumnezeul acesta îți va da har dacă asculți de El. Dacă nu asculți, Dumnezeu te poate lăsa în voia minții tale blestemate. Spre Biblia, păcatul pândește la ușă, dar să-l stăpânești. Și ce este interesant? Că Biblia spune că Iisus stă la ușă și bate. Păcatul stă și pândește, dar Iisus și El stă la ușă și spune, Caine, primește-mă pe mine.
Așa e că există Evanghelie în Vechiul Testament, Dumnezeu dă a doua șansă, îi dă har. Înainte să cadă, Dumnezeu vorbește. De câte ori Dumnezeu nu ne-a vorbit, frați și surori, și am ajuns în situații poate chiar de ruină spirituală, pentru că am păcătuit împotriva luminii care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Ai știut clar că Dumnezeu ți-a vorbit, prin predică, în conștiința ta, prin prorocie, mai știu și altceva. Dar inima ta a fost îndârjită, l-ai luat pe nu în brațe și ai spus, nu, aici se face voia mea. Și n-ai ascultat de cel care s-a autoinvitat. Și ți-a vorbit prin vise, poate, ți-a vorbit prin prorocie. Și ai fost mândru, și ai fost încăpățânat, și ai fost cu necredință în inima ta. De aceea Biblia spune, pentru că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, n-au căutat ca și acest om, Cain de la cer rău, Dumnezeu i-a lăsat pradă voii minților blestemate și au ajuns plini de orice fel de curvie, de nelegiuire, de mânie, de crimă și așa mai departe. Păcatul pândește la ușă și poate fi păcatul crimei, cum a fost la el, poate să fie păcatul sexualității, poate să fie păcatul divorțului, să bat la ușa inimii tale. Mânia a cauzat lucrul acesta, dar Dumnezeu vine și spune, pocăiește-te, Caine, te iubesc, tu nu vezi că fără să mă inviți, eu dau la ușa ta și zic, invită-mă în inima ta. Poate ești aici și ești invidios, așa cum am spus, pe spiritualitatea unui Abel. Poate o soră e mai spirituală ca și tine și tu nu suporți să fii pe locul doi. Poate cineva predică poate mai bine ca și tu, în inima ta nu zici nimic, pace frate, pace. Slavă Domnului, bine, era foarte bine, dar în inima ta îl urăști. Hai la câmp, slavă Domnului, dar în inima ta ai cuțitul. Ai Duhul lui Cain în viața ta. Ai Duhul lui Cain. Și ce zice Dumnezeu? Ascultați ce vă spun. N-ai niciun motiv, n-ai nicio cauză justă să fii mânios de ce unul e mai spiritual decât tine. Pentru că Biblia spune... Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și pentru tine sunt râuri de apă vie. Cine te împiedică? Acela sânge poate să fie și peste viața ta, și peste viața mea. Sângele lui Hristos ne curăță pe toți de orice păcat, dacă credem. De ce să nu fii și tu un Abel? Dumnezeu spune, dacă faci bine, bine vei fi primit. Caine, pot să dau și ție bucuria lui Abel. Nu este doar pentru un grup select, este pentru toți cei care primesc harul lui Dumnezeu. De aceea, Caine, și ție vreau să-ți dau bucurie. Și ție vreau să-ți dau mântuire. Și ție vreau să-ți dau iertare. Și pe tine vreau să te binecuvântez ca și pe Cain. Dar Caine, cine te împiedică? Oare nu cumva necredința ta, mândria ta, aroganța ta, păcate ascunse pe care le ții blocate, ca nu cumva să-ți distrugi imaginea și pe patul de moarte le mărturisești? Și până atunci tu puteai să fii liber, dar mândria ta ți-a ținut legat. Și Dumnezeu nu te-a putut binecuvânta. Și pe tine Dumnezeu vrea să se transforme, Nabel. Dacă ești aici om cu Duhul lui Cain în viața ta, să știi că sângele lui Hristos și pe tine vrea să te curețe, să-ți dea bucurie și iertare și dragoste și harul lui Dumnezeu. Și pentru tine a curs. Și ce trebuie să faci? Să spui, Doamne Iisuse Hristoase, vină în inima mea, Doamne, și schimbă inima mea, Doamne. Doamne, curățește viața mea, Doamne, și dă-mi și mie bucuria lui Abel, Doamne. Ajută-mă să fiu mulțumit cu ceea ce Tu îmi dai, Doamne. Ajută-mă să fiu un om după inima Ta, Doamne. Și vei vedea că dacă asculți vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu negreșit va veni și îți va da pace și bucurie și liniște, slăvit să fie Dumnezeu. Și uitați ce spune Biblia. Isaia 30. Isaia capitolul 30, spune Biblia așa, versetul 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai abateți la dreapta și la stânga. Dumnezeu l-a văzut pe Cain că vrea să se abată. Urechile lui au auzit, așa cum au auzit în seara asta. Iată drumul. Ce te împiedică, Caine? Adună apoi jertfa. Vei fi bine primit. Cereți iertare și vei vedea că Dumnezeu te poate transforma. Și să nu rămâi cu stigmat de criminal, ci să rămâi cu stigmat de sfânta lui Dumnezeu. De aceea, indiferent cine ești aici, spune, Doamne, ajută-mă să iau seama la cuvântul Tău. Spunea cineva, e mai bine să fie frică să păcătuiești decât să păcătuiești și apoi să ai frică. E mai bine să ai frică de a păcătui decât să păcătuiești și apoi să intre frica în tine. E mai bine să ai frică când Dumnezeu vorbește. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu și e în seama și Dumnezeu te scapă. Dar dacă nu e în seama, Dumnezeu chiar te poate lăsa ca și pe Cain,
Pentru că Dumnezeu tot vorbește în dragostea lui. Ia seama. În duplecarea asta nu vine din partea celui ce te-a chemat. Întoarce-te, pocăiește-te. De ce vrei să mori? Dar dacă nu-i seama, Dumnezeu chiar te poate lăsa. Cain a fost un om care a refuzat sfaturile și a ajuns unde a ajuns, pentru că a păcătuit împotriva luminii care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Mă rog în seara asta, niciunul dintre noi să nu păcătuim împotriva luminii pe care Dumnezeu ne-o dă în mintea noastră. Amin? În al doilea rând, Cain acesta a evitat responsabilitatea. Spune Biblia, Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău? Am o întrebare, crezi că Dumnezeu nu știa unde e fratele său? Nu este Dumnezeu atot cunoscător? Ba da. Dar Dumnezeu se uită și spune, unde e fratele? Cu alte cuvinte spune, Caine, vreau să smulg o mărturisire, dacă ai făcut ce ai făcut, vreau să aud un îmi pare rău, vreau să aud că îți cer iertare, unde este fratele tău? Dumnezeu și după ce a făcut boc în asta, Biblia spune că Dumnezeu l-a urmărit și a zis, unde-i fratele tău? Mărturisește-ți păcatul, cu alte cuvinte. Dar Cain cu un tupeu jegos a spus așa, nu știu, oare nu știa? Știa sau nu știa? Trebuia să spună, da, Doamne, știu, Doamne, ce am făcut. Și acum ascultați, sunt eu păzitorul fratelui meu? Cu alte cuvinte, nu ești tu păzitorul lui. A ajuns așa pentru că tu nu l-ai putut păzi. Ce ticălos. Ce ticălos de om. Să-l învinuiască pe Dumnezeu, să-l blameze pe Dumnezeu. Nu știu, zice. Mi se pare interesant că Biblia spune că Cain este de la cel rău. De ce? Pentru că diavolul este un mincinos și un ucigaș. Cain a fost un ucigaș și după ce l-a ucis a și mințit pe deasupra. Și a zis, nu știu, ca și unii oameni, au datorii financiare, mă refer. Și așa trec pe lângă tine, ca și când, am eu ceva cu tine? Frate, trebuie să-mi dai banii. Ce bani, zice? Fac așa pe proștii, pe ignoranții. Ce bani? Nu știu, zice, nu cunosc, Doamne, nu mă lăsa. Și poate să fie în biserică, poate să laude pe Dumnezeu. Și mă refer nu la cei care se chinuie și vor, ci la cei care pot și în loc să facă lucrul ăsta. N-au nicio remușcare, domne. Nu știu. Duhul lui Cain. Dumnezeu vrea să smulgă din gura ta un îmi pare rău. Iartă-mă. Dar știți că oamenii ca și Cain nu-și cer iertare. Nu se simt vinovați niciodată. Ei pot să facă lucrarea lui Dumnezeu, ei pot să facă. Ei nu se simt mustrați. Au Duhul lui Cain. O zice cineva că sunt unii oameni, frați și surori, peste care și dacă cade Everestul pe ei, mândria lor tot nu se sparge. Și așa îi. Îi trece Dumnezeu pe unii până tot felul de rafale. Mă, da dacă cumva se smeresc. Dar zice, nu știu, ce am eu cu... Nu cunosc, domne. Tac. Și nu spun nimic. Sunt oamenii aceia, așa cum îi descrie cartea Apocalipsa, de Biblia spune... În capitolul 16, spune Biblia așa, oamenii își mușcau limbile de durere, au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și tot nu s-au pocăit de faptele lor. Dumnezeu în dragostea lui, parcă îl caută pe Cain și spune, Caine, mărturisește-ți păcatul. Dar Cain nu mărturisește, se face că nu știe nimic, minte cu nerușinare, îl blamează pe Dumnezeu că nu l-a putut păzi. Și atunci Dumnezeu intră la judecată cu el și spune, pentru asta blestemat ești tu. Știți că este prima dată când Dumnezeu blestemă un om? Când a păcătuit Adam și Eva, spune Biblia că Dumnezeu a blestemat pământul, a blestemat șarpele, dar n-a blestemat pe Adam și Eva, pentru că ei în final, cu chiu cu vai, au recunoscut. Dar la Cain, Dumnezeu îl blestemă. Știți de ce? Pentru că este fiul șarpelui. A și ucis și pe deasupra a și mințit. Și ascultați că ce face omul ăsta. Începe să-și plângă de milă. Zice, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. El n-are sentimente de milă nici pentru fratele său de corp. Și unii comentatori biblici spun că ăștia erau gemeni, Abel și Cain. Nu știu dacă era așa. Dar n-are sentimente de milă față de fratele său. N-are sentimente pentru nimeni. Dar când e vorba de el, pedeapsa asta e prea mare. Dar cum de mă perepsești? Dar nu înțeleg. Dar pe mine, Doamne? Și începe să-și plângă de milă. Așa sunt oamenii ca și Cain. Nu cunosc milă pentru nimeni, dar când te atingi de ei, îți vine să le plângi de milă. Dar Dumnezeu zice Biblia, blestemate, și din momentul ăla spune Biblia, a ieșit din fața lui Dumnezeu și a rămas un pribiac toată viața lui. Dragi prieteni care sunteți aici, poate ascultători de la Credo TV, la balcon, în stânga, în dreapta, în față,
Poate tu ești un astfel de om. Poate trebuie să mergi să-și ceri iertare la fratele tău pe care l-ai făcut victimă și l-ai omorât cu cuvintele tale și l-ai făcut praf. Ai avut un vocabular dublu. L-ai lăsat să înțeleagă ceva și pe la spate ai tras forurile și l-ai prins. Poate ai fost invidios pe succesul lui financiar sau spiritual și lucrul ăsta te-a împins la nebunie. În seara asta Dumnezeu vine și spune, stăpânește păcatul, că dacă nu, păcatul te stăpânește pe tine. Iar dacă totuși ai ajuns să faci ce să faci, Dumnezeu te întreabă, ți-ai mărturisit păcatul? Unde este fratele tău? Nu te fă că nu știi nimic. Nu intra cu zâmbet în biserică când tu știi ce ai făcut. Pentru că Dumnezeu urăște nedreptatea. Dumnezeu este sfânt și cine se apropie de El trebuie să se apropie în sfințenie, slăvit să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar vedeți, spune Biblia, când El spune, nu știu, spune Biblia, că Domnul Dumnezeu s-a uitat la El și a spus așa, ce ai făcut? Sângele fratelui tău, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Știți că orice păcat din viața noastră are un glas înaintea lui Dumnezeu? E martor, păcatul nostru este martor înaintea lui Dumnezeu. Și zice, uite, diavolul este părâșul fraților, așa spune Biblia. Și uite ce-a făcut, uite ce-a făcut. Uite ce-a făcut. Dar știți ce este frumos, frați și surori? Este că dacă sângele lui Abel a cerut răzbunare și judecată, spune Biblia că sângele lui Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și sângele lui Iisus Hristos nu judecă, ci sângele lui Hristos iartă. Sângele lui Hristos oferă împăcare. Sângele lui Hristos oferă reconciliere. În seara asta, indiferent cine ești aici, că ești poate Cain sau poate ești o victimă ca și Abel, sângele lui Hristos poate să vindece trauma care o ai în inima ta. Sângele Domnului poate să curețe orice păcat din viața ta. Dar știi ce trebuie să faci? Să nu mai spui nu știu, ci să te zdrobești înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, iartă-mă, Doamne. Doamne, lasă sângele Tău cel Sfânt să mă curățească, Doamne. Doamne, sângele Tău e mai prețios ca sângele lui Abel, Doamne. De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, vindecă-mă, iartă-mă, curățește-mă, ajută-mă să repar ceea ce am de reparat. Iar dacă n-ai ajuns până acolo, în seara asta ia seama la cuvântul lui Dumnezeu care spune, dorința Lui se ține după tine, dar tu să-L stăpânești. Lasă lucrarea Duhului Sfânt să fie în viața ta. Expune-te la vocea Duhului Sfânt și fii gata să spui, Doamne, vreau să ascult de Tine, Doamne. Doamne, păzește-mă, demonul bate la ușa inimii mele, dar îți mulțumesc că și Tu bați în seara asta la ușa inimii mele. Doamne, Te primesc în inima mea. Doamne Dumnezeule, Te primesc, ajută-mă să leapă, Doamne, orice necurăție, orice păcat, Doamne, și puterea sângelui Tău să mă transforme, slăvit să fie Dumnezeu. Unul din scopurile pentru care a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră este acesta. Spune Biblia în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8. Că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și dacă în această seară există anumite lucrări ale celui rău, poate întărituri din partea celui rău în inima ta, dorințe păcătoase care explodează parcă în pieptul tău, în seara asta aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, nimicește Tu lucrările celui rău, Doamne. Doamne, liberează-mă, Doamne, dă-mi bucurie, Doamne, în inima mea, în viața mea, în familia mea, Doamne. Doamne, dă-mi Duhul lui Abel, Doamne, ajută-mă să fiu bun, ajută-mă să aduc o jertfă bună. Seara asta Dumnezeu îți spune, dacă faci bine, bine vei fi primit. În seara asta nu te scuza că n-ai fost ales de Dumnezeu. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, cheamă-L pe Dumnezeu, indiferent de situația în care ești, spune Biblia. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. N-ai nicio scuză, indiferent de situația, de păcatul în care ești. Spune, Doamne Iisuse Hristoase, intră în inima mea, Doamne. Doamne, curățește-mă, Doamne. Dă la o parte demonul, Doamne, care mă pândește, Doamne. Stăpânește Tu în viața mea, Doamne Dumnezeule. Și fie sângele lui Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, să curețe păcatele noastre. Frați și surori, credem că sângele lui Hristos e puternic? Credem că sângele lui Hristos poate să ierte orice păcat în seara asta? Că poate să transforme familii care sunt pe buza divorțului. Dumnezeu poate să le moaie inima și să dea la o parte duhul acesta de mahmureală spirituală, de ursuzenie spirituală. Și să spui, Doamne Dumnezeule, vindecă-mi soțul, vindecă-mi soția, Doamne, de orice duh spurcat, Doamne Dumnezeule. Și lasă pacea Ta, Doamne, să domnească în căminul nostru, Doamne. Lasă pacea Ta, Doamne, să domnească în familia noastră. Domnul poate, frați și surori. Domnul vrea lucrul acesta. Ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu. Și în rugăciunea asta vom cere ca sângele prețios al Iisus Hristos să ne curețe de orice păcat.
ca sângele prețios al lui Iisus Hristos să îndepărteze orice demon care dă la ușa inimii noastre cu păcate poate scandaloase. Sângele Domnului să ne libereze, să ne înfășoare. Și așa cum sângele animalelor era pus, spune Biblia, pe degetul mare, de la mâna dreaptă, pe degetul mare, de la picior, atunci când erau preoții investiți, același sânge sfânt să fie peste viața noastră și duhurile rele să fugă, pentru că sângele răscumpărării este cu noi, slăvit să fie Dumnezeu.